Prospețimea untului și miticul punct de coacere al tartelor cu fructe îndeamnă oricum spre cordialitate. Șampania, întotdeauna la gheață și oferită cu generozitate, e suficientă pentru a motiva prezența multora dintre ei. Așa că, în jurul mesei gustărilor de dimineață, se văd adesea zeci de persoane în același timp, deși în familie nu sunt decât exact 5, în realitate 4, acum când fiul cel mare e pe insulă. Tatăl, mama, fiica, unchiul. Provizoriu în străinătate, pe insulă, fiul cel mare. Se retrag în sfârșit în camerele lor pe la 3 după masa și într-o jumătate de oră e strălucind de eleganță și prospețime, cum recunosc cu toții. Orele de mijloc ale după amiezii le consacrăm afacerilor, fabrica, fermele, casa. Către seara, activitate solitară, medităm, inventăm, ne rugăm sau vizitele de curtoazie. Cina e târzie și frugală, consumată de fiecare pe rând, fără solemnitate. Se lăsluiește deja sub arica nopții, așa că tindem să o ignorăm ca pe un inutil preambul.